Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Cluburile de fotbal masculine și feminine vor fi obligate să respecte noi cerințe din partea Forului European de Fotbal pentru obținerea licenței UEFA. În acest sens, în cadrul ședinței anuale a Comitetului de Licențiere a FMF, reprezentanții echipelor au aflat ce reglementări noi trebuie să îndeplinească pentru a obține licențele pentru sezonul 2025-2026. Respectarea termenului de depunere a actelor, reglementări ce țin de balanța fiscală a clubului, informarea Comitetului de Licențiere referitor la modificarea sediului, culorilor sau denumirii clubului. Sunt doar câteva dintre noile reguli de obținere a licențelor ce le-au fost aduse la cunoștință reprezentanților de club. Cumulată nerespectarea acestor norme ar putea duce la refuzul acordării licențelor, iar unele cluburi s-ar putea pomeni în situația în care nu vor putea evolua în competițiile interne și cele externe. Clubul care își modifică denumirea, logo, îmi pare parte, culorile, sediul își modifică și așa mai departe, adică duce la încălcarea regulii celor 3 ani. Ori investițiile masive sau venirea unor persoane noi în total în și ca în club, tot constituie una din întreruperi, spunem, a perioadei de 3 ani care trebuie respectate de cluburi. Și așa cum am menționat și mai devreme, este important ca dumnealor să facă asta în colaborare cu noi, pentru că noi, deoarece noi nu suntem organ decizie, și aici mă refer noi, adică Federația Națională de Fotbal, nu decide asupra acordării excepției la regulă, se acordă de UEFA și asta este foarte important pentru dumnealor ca să se facă tot la timp. Ioan Volălungi susține că, în mare parte, toate cluburile mari nu ar trebui să se confrunte cu dificultăți, însă trebuie să se ajusteze și să respecte noile rigori. Totodată, doamna Natalia Cernei, în calitate de expert financiar, a explicat anumite rigori care au devenit obligatorii de anul acesta și sunt foarte importante, pentru că în caz de neîndeplinire acestor criterii, cluburile riscă să nu primească licența UEFA. Unii dintre reprezentanții cluburilor susțin că sunt gata în mare parte pentru depunerea actelor și rămân doar câteva detalii de pus la punct pentru a putea formula dosarul. Mare parte, eu cred că 90-95% deja nu s-au schimbat din sezonul trecut, adică totul este pus la punct deja. Sunt doar unele nuanțe poate care trebuie deja cizelate, completate în sezonul acesta, adică ne vom strădui să aducem totul la nivelul cuvenit și să batem în cuie. În același timp, o mare problemă pentru Comitetul de Licențiere este nerespectarea perioadei de prezentare a actelor, iar pentru a evita situații de acest gen pe viitor, oficialii FMF vor aplica sancțiuni mult mai severe. Poate nu întotdeauna am aplicat sancțiunile care urmează aplicate, mai bine zis, noi le-am aplicat, dar nu pe cele severe, pentru că noi de fiecare dată atenționăm acest lucru, asta tot este o sancțiune, adică îi prevenim că în cazul în care o să repete, o să aibă o sancțiune și probabil din cazul dat, pentru că nu am aplicat sancțiuni pecuniare, probabil că sau alt fel de acțiuni, pentru nerespectarea termenului dat, deși de regulă noi nu așteptăm ca termenul dat să expire, adică noi intervenim către cluburi și respectă termenul, dar tot timpul se primește că asta e din partea noastră, am inițiativă și adică scapă. Cluburile de fotbal trebuie să depună actele până în data de 1 decembrie pentru a obține licențele la categoria dorită, iar la sfârșitul lunii aprilie anului viitor vor fi anunțate deciziile Comitetului de Licențiere.